Sezonul 2024-2025 din Liga a doua la fotbal începe mâine, iar mai multe cluburi au jucători mehedințeni în lot. Cei mai mulți se regăsesc la echipa antrenată de Flaviu Stoican, CSM Reșița, care i-a transferat în această vară pe tinerii portari David Dincă și Matei Goga, dar și pe atacantul de 20 de ani Robert Jerdea. La CSM Slatina se regăsesc încă din sezonul trecut mijlocașul Cătălin Doman și fundașul Denis Dragu. CSA Steaua București îl va avea în continuare în poartă pe Adrian Frânculescu, CS Dumbrăvița va miza în noul sezon pe portarul Adelin Iliescu, FC Bihor Oradea pe atacantul Adrian Gâdea, iar FCU Craiova îl va avea capitan pe mijlocașul originar din Oprișor, Dragoș Albu. În prima etapă, FCU Craiova va juca marți de la ora 18:30 cu CSM Reșița. Iată programul complet al primei etape, care debutează sâmbătă dimineața. CS Dumbrăvița, Metalul Buzău, CSM Focșani, FC Câmpul Muscel, CSM Slatina, FC Voluntari, Concordia Chiajna, CS Afumați, CS Mioveni, Unirea Ungheni, Metalul Globus București, Chindia Târgoviște, FC Bihor Viitorul Pandurii Târgu Jiu, FK Miercurea Ciuc, Ceahlăul Piatra Neamț, CSM Reșița, FCU Craiova, CSA Steaua București, FC Argeș, Corvinul Hunedoara, CS Schellenberg. Conform transferurilor efectuate în această vară, favorite să intre în play-off sunt Corvinul, FC Argeș, FCU Craiova, FC Voluntari, CSM Reșița și Concordia Chiajna, dar CSA Steaua, FK Miercurea Ciuc, CSM Slatina sau FC Bihor au de asemenea șanse să încheie sezonul regular în primele 6 locuri. Totodată, severinenii vor vedea mai multe meciuri de eșalon secund pe stadionul municipal după ce Viitorul Pandurii Târgu Jiu a anunțat că va juca la malul Dunării în calitate de gazdă, în speranța că va evita retrogradarea.